Salutare tuturor, fraților, aici este burgerul vostru preferat, iar astăzi o să reacționăm la diferite momente de 0 IQ pe Minecraft versus momente de 9 IQ sau ceva de genul. Dați un like și un subscribe dacă vreți mai multe clipuri de genul ăsta și haideți să trecem la reacție. Pentru primul clip avem uși secrete de 10 IQ versus 420 IQ, așa se numește. Hai să vedem care este faza. Deci 10 IQ, asta e o ușă secretă de 10 IQ că se vede gen. Da, chiar e 10 IQ gen. Ok, hai să vedem. 69 IQ în painting. Ok, da, e destul de clasic asta cu painting-ul, dar dacă știi cât de cât îți cam dai seama de ea. Ok, hai să vedem. Vreau IQ mai mare. Ia, 130 IQ, ia să vedem. Mamă, vezi că ăsta chiar e IQ. Ăsta cu să dai de astea, ești nebun. Mai ales dacă pui mai multe item frame-uri așa și nu știi pe care gen activează, că una activează ceva. Mamă, vezi că asta chiar e creier rău de tot. 130 IQ, 169 IQ, ia să vedem ce avem la 169. Mamă, din aia de trece prin el și nu știu cum, de cade aici și se deschide. Du-te bă de aici. Wow, ok. Da, 420 IQ, deci ăsta e IQ maxim. Să treci prin blocuri, efectiv, what? Sas! Ok, deci eu nu înțeleg cum face chestia asta, sincer. Eu nu înțeleg cum a putut să treacă prin blocurile alea. Poate mi explicați voi dacă se poate în Minecraft-ul normal. Eu cred că e făcut cu mod, sincer. Ok, fraților, clipul ăsta ci că este 99,999,997 IQ. Deci înseamnă că e 100 de miliarde de mii IQ. Hai să vedem ce este atât de 99,999 IQ. Ia să vedem. Deci pune o daia de gol și un piglin care merge și moare, gen. Wow! Ok, a făcut multe în viața asta, ia să vedem. Și facem, mă, i-a dat speed. Nici ăsta n-a putut. Ce IQ e, bă, ăsta, că eu nu mai înțeleg, ia. Mamă, bă, dar ce experimente sunt astea? Mamă, lol, aproape a completat tot ăla. Ok, și-a luat goldul. Bă, ok. Da, nu prea înțeleg prea multe din ce se întâmplă. Mulțumim, ne ajută foarte mult gravel-ul ăla. Ok, hai să-l vedem pe villagerul ăsta. Mamă, ok. Bă, dar ce le face, bă, să alerge așa? Că eu nu mai înțeleg. Deci eu nu înțeleg ce este atât... Da, asta a fost 0 IQ, gen. Nu înțeleg ce e atât de 1 milion IQ chestia asta. Că, efectiv, gen, ăștia nici măcar... ok. Nici măcar nu reușesc să treacă de toate astea. Zombiul e vai de capul lui ăsta, cred că e cel mai noob din toți. Cred că Piglin nu s-a descurcat cel mai bine. Ok, deci ăsta pare, nu mi s-a părut prea 9 IQ, sincer. Pentru că chiar dacă le-a dat speed, nici măcar n-au reușit să se ducă până la capăt. Așa că, nu știu, ăsta a fost cam țeapă. Clipul ăsta se numește minus 20 de milioane IQ. Ce înseamnă minus 20 de milioane IQ? N-am nicio idee, dar suntem pe cale să aflăm. Ia să vedem. Deci pune aici un villager și aici un din ăsta. Ok, și... Da, ok. Și acum pune alt villager și se duce și cade și moare. Ok, minus 20 de milioane IQ are. Ok, mamă. Aici villagerul cred că a avut minus 20 de milioane IQ, sincer. Doamne ferește, ia. Și trece prin... Doamne. Mă, ce-i asta? Deci eu nu prea înțeleg experimentele astea, mi se par amuzante, dar nu prea înțeleg ce se întâmplă aici, sincer. Uite și tu, ok, ăla a fost 0 IQ, efectiv. Deci minus 20 de milioane IQ. Bă, vezi că nu se duce lavă, dar tot stă magmă, mă ce se întâmplă, ok. Am înțeles, bun. Ok, ia, și acum trece prin astea, moare. A căzut și ăla, ba nu, n-a căzut. Mamă, vezi că villagerul ăsta a fost 1 milion IQ aici. Vezi că aici a avut pe plus IQ villagerul, că s-a dus să activeze aia, dar n-a căzut, vedeți? Ăsta a căzut și ăsta s-a dus așa la mișto și s-a întors. Gen, Sanchi, hai că vin și eu. Bă, vezi că a avut IQ ea ăsta. Hai să-l vedem și spawnează din ăla să-l bată, sau? Și ăsta ce face? Aleargă după el și nu-l prinde niciodată. Doamne! Bă, și nu mai prinde niciodată. Ok, bă, ăsta a fost tare, ăsta mi-a plăcut. Clipul ăsta se numește 0 IQ, efectiv așa se numește clipul, nu se numește niciun fel decât 0 IQ. Hai să vedem care este faza cu 0 IQ. Deci iară cu villager și cu dăștea. Iară cu dăștea. Ia, nu-mi zi, nu poate să vină la el că... Doamne, chiar că 0 IQ. Nu vrea să treacă pe acolo. Bă, are dreptate, poate trece trenul. Știi, poate vine trenul. Ia, și ăștia se duc și mor. Eram sigur, bă. Doamne, chiar că 0 IQ, ok. Deci villagerii sunt aia cu 1 miliard IQ aici și ăștia sunt toți vai de capul lor, uite și tu. Hai bro, dar nu vezi că e zăpadă acolo, uite, ăștia o să se ducă să moară acum. clasic. Deci asta chiar e 0 IQ ce se întâmplă aici. Ești nebun, să dăm și noi mai încep muzica asta că îmi sparge urechile. Ia. Și, ok, și ăștia o să încearcă să vină și se activează astea. Ia. Gata, n-au ce să fac. Bă, ce frustrant cred că e. Dacă ăștia ar fi jucători pe bune, chiar cred că s-ar frustra că nu poate să sară și doar încearcă să se ducă acolo direct pe ăla. Ok, deci ăsta a fost un clip de 0 IQ. Mi se pare un clip cinstit de 0 IQ, dacă mă întrebați pe mine. În continuare avem 0 IQ versus 999 IQ Cobblestone Generator. Deci un generator de Cobblestone. Mamă, hai că îmi sparge iară urechile muzica. De 0 IQ, deci ăsta îl face fail, cred că. Și o să fac obsidian acum, eram sigur, asta e 0 IQ. Deci dați un like la clipul ăsta și lăsați în comentarii dacă ați pățit măcar o dată în viață chestia asta. Cred că toată lumea care s-a jucat Minecraft și a încercat odată la un moment dat să facă un generator de cobblestone, a pățit chestia asta și s-a făcut obsidian și după aia nu mai aveai lavă și ziceai, bă, ce mă fac acum că nu mai am lavă? Doamne ferește. Ia, 100 IQ. 100 IQ e ăsta normalul, ok. Am înțeles. Ok, ok. Și după aia la... Fiți atenți, 169. Mamă, vezi că ăsta e... Wow, ok. Ăsta e așa mai premium, ești nebun. Și mai era una să pui slab deasupra. Ia, ce facem ăsta? Bă! Băieți? Ăsta e IQ maxim, n-ai ce spune. Îl faci în inventar direct. Păi ce-ți mai trebuie mai mult? Ia set block. Ia, ce facem ăsta? Comment block. Cobblestone, diamond ore. Ok. Și a făcut un d-asta să-l spargi non-stop, nu știu să... Ok, 999 IQ. Bă, dar asta nu mai e Cobblestone Generator, că deja e cu diamante. Ok, mi-a plăcut clipul ăsta. Asta mi-a plăcut cel mai mult, faza asta cu inventarul. Uitați-vă și voi. Ce mai vrei, frate? Ăsta e Cobblestone Generator. În inventar, direct. Ce te mai chinui să-l mai pui în joc? Așa se face în inventar. Doamne ferește că nu mai înțelegi nimic din clipurile astea. Bă, ce-mi plac, nu știu. Ziceți și voi în comentarii. Chiar sunt șmechere rău de tot. Mie îmi plac rău. Clipul ăsta se numește minus 69420 IQ. Hai să vedem ce se întâmplă în clipul ăsta de este atât de minus IQ. Hai să vedem, deci pune un warden aici. Ok. Bun, și cade în groapă. Și acum doar se plimbă pe acolo prin groapă și nu mai poate să mai iasă. Ok, am înțeles. Și acum ce face? Doar cu warden. Ăsta, ia să vedem. Și se mișcă pe aici și nu poate să... nu poate să ocolească, să vină să-l omoare, ok. Deci wardenul nu este atât de deștept pe cât pare, fraților, aparent. Asta am aflat astăzi. Doamne, dar muzica asta se dă din ce în ce mai tare, ești nebun? Ea cade direct. A căzut în backrooms ăsta direct, deci uitați-vă la el, vă rog frumos. Uitați-vă cum s-a dus în backrooms direct ăsta. Ia vedeți-l. Ia, hop, gata, hai, salut, backrooms, ok. Ăsta iară, o să pun un villager aici sau ceva. Nu, se pune pe el. Și nu poate să vină de la railurile astea. Băi, nu știam asta cu railurile, bro. Asta chiar e o tactică OP, merge pe survival, gen, se duce așa, spui railuri. Doamne, ia să vedem. Și se duce acolo, de ce se duce acolo? Pă, ok, 0 IQ. Asta este un moment certificat de IQ pe minus de la warden. Deci chiar are IQ pe minus. Chiar are dreptate clipul ăsta, mi se pare destul de valid. IQ pe minus din partea wardenului la clipul acesta. Clipul ăsta se numește Frog IQ Test. Adică îi face la broască un test de IQ. Hai să vedem cât de deșteaptă este o broască în Minecraft. Deci a pregătit aici un labirint. Este efectiv aici un experiment social, fraților. Să vedem dacă e atât de deșteaptă cât se ducă să mănânce slime-ul ăla. Și nu prea pare prea deșteaptă. Lasă că mai punem una, asta o să fie mai deșteaptă. Bine, i-a făcut cale direct. Tot n-are chef. Doamne. Hai mă, stai așa că i-a dat ok, i-a dat ok. Taci că se duce. Se duce! Uitați-vă la el! Nu, nu. De ce ești? De ce? Doamne ferește. Hai acum, l-a găsit, bine! Bă, ce? A trecut pe lângă, mă, ce? Bă, eu nu mai... Uite, l-a găsit ăsta, gata. Hai, mănâncă slime-ul. Te rog eu, uite-l, e lângă tine. L-am mâncat! Broaștele sunt deștepte, Minecraft, n-aveți ce zice. Broaștele sunt deștepte, mai mult sau mai puțin, cred. În continuare, fraților, avem scări în Minecraft de 999 IQ. Hai să vedem de ce sunt atât de 900 IQ scările astea din Minecraft. Ok. Deci, da, e o scară din aia, gen, poți să... da. Poți să te urci pe ea, bro, nu așa funcționează scara asta, trebuie să te urci așa și să sari, dar n-are sens. Ba nu, stai că se duce așa într-o bucată, ok. Da, interesantă modalitate de a merge pe scări și totuși este o modalitate oribilă. Uite așa, da, așa e safe, poți să faci asta, nu e problemă. Dar ce sens are să pui scările așa, ce se întâmplă? Mamă, dar cât urcă, bă, asta? Doamne ferește, m-am plictisit, eu ești nebun. Ia, că a ajuns aici sus. Și aici ce se întâmplă? Și... ce face? Vrea să sară. Ai o capră aici. Ok. Mă, ce? Ce-i clipul ăsta, bro? Asta a fost tot? Asta a fost tot? Ce sunt scările astea? Astea nu sunt scări de 900 IQ. Ce-a fost asta? Ok, deci clipul ăsta ar trebui să fie minus 69 IQ. Hai să vedem. Deci minus 69 IQ e pe IQ pe minus aici. Deci punem un din ăsta. A, și îl punem, ok, un elai din ăla să ia... Doamne ferește. Bro, i-a făcut capcană, nu-i corect. Bro, oh my god, o se bage în lavă după el, nu-i așa? O să se bage în lavă după el, nu-i așa? Doamne ferește. Deci ăsta e un clip în care Eliu are 0 IQ, fraților. Practic asta se duce acolo și... a, vezi că l-a adus. Opa, nu se aștepta la asta. La ea nu se aștepta, vezi că înseamnă că are niște IQ pe plus. Hai mă, nuată înapoi în sus, Doamne. Bă, torturează Eliu, băiatul ăsta aici în clipul ăsta. Ia. Și alergă după ăla, fii atent că a pus... ia că a pus mai mult să alerge după el. Doamne, uitați-vă la Emeraldul ăla cum se duce. Ha! Și ăștia după el. Lol, ok, tare. Bun, oh my god, nu. Nu o să se ducă după el în end. Hai că v-ați dus. V-ați dus, verilor. A, ba nu, nu s-au dus. What? Nu se duc acolo. A, ba da, se duc. S-au dus în end. Hai că se bate cu dragonul, nu mai contează. Ok. Bă, da, într-adevăr, Eliu are destul de puțin IQ, dacă mă întrebați pe mine după clipul ăsta. Ok, fraților, clipul ăsta se numește 45 de milioane IQ. Hai să vedem de ce este 45 de milioane IQ. Să vedem ce teste de IQ ne-a mai pregătit băiatul acesta. Spawnează aici un villager și face noapte. Să vedem ce pat o să aleagă villagerul. Ia să vedem. Mamă, se duce pe ăsta care e destul de încet, dacă mă întrebați pe mine. Ia că mai spawnează încă unul. Mamă, ăsta s-a dus pe cobweb direct, faci mișto. Doamne ferește. Se duc numai la ăsta de jos de aici, voi vedeți? LOL. Bro, dar se duce doar la ăla, efectiv. Mă, ce? De ce nu vrea nimeni altundeva? Ia să vedem, următorul se duce pe stânga. Fiți atenți, toți o să se ducă pe stânga, gen, acum. Uite, LOL. Bro, ce? Ce se întâmplă? Uite, se duce pe stânga. Deci toată lumea o să se ducă pe aceeași parte. Ia uite, bă, a pus ăsta cu TNT-uri. Bă, lăsați săraci villageri în pace, frate. Ăsta se duce pe stânga și... opa, stai așa că nu se mai duce. Ba da, se duce. Doamne. Ok. Deci aparent se duc toți în aceeași parte de fiecare dată. Ați văzut, toți s-au dus în jos și după aia toți s-au dus în stânga. Dar n-am înțeles... da, ok, nu înțeleg logica, dar... da, nu mi se pare 45 de milioane IQ totuși, mi se pare destul de low IQ, sincer, faza asta. Avem încă un clip cu 0 IQ în Minecraft, hai să vedem, iar îmi sparge urechile, am uitat să dau mai încet. Ia să vedem, villagerul fuge de zombie, unde o să fugă, fraților? Se duce pe ăla, oh my god, l-am împins, ok. Aici a fost destul de 0 IQ, hai să vedem aici, poate să facă parcurs și el un bloc. Hai, sari un bloc, du-te, nu încolo, de ce sari în el, bro? Are 0 IQ, îmi pare rău, villagerii chiar au 0 IQ în Minecraft. Uitați-vă și... oh, ba nu, ăsta a fost mai deștept un pic. Ok, hai să vedem. Fuge și... uuuu, vezi că... tocmai ce voiam să zic că nu sunt atât de 0 IQ villagerii, dar cred că am vorbit prea repede. Hai bă, nu te duce, deschide ușile. Așa, gata. Hai că zici că jucăm Plante vs Zombie. A pus cartofi din aia în față să nu mai poată să mai avanseze zombie. A, s-a dus înapoi la el. Bro, face mișto de el, ce face? Îi deschide ușile, le închide. Doamne ferește. Bro, ce e asta? Ok. Bun. Ia și aici s-a dus direct. Ce să mai, bro? Ok, nu știu cât IQ au villagerii ăștia în Minecraft, dar nu au cum să aibă cel mai mult IQ, sigur. Chestia asta e sigură. Da, bă, au fost câteva faze în care au avut destul de mult IQ, n-aveți ce zice. Să nu uitați să-mi lăsați în comentarii faza voastră preferată din tot clipul ăsta. Fraților, iar ultimul clip la care vom reacționa se numește 0,0069 IQ. Deci înseamnă aproape 0 IQ, dar nu este chiar 0 IQ pentru că este un 0,0069, deci mai mult decât 0. Hai să vedem. Ia, hai să vedem. Vine ăsta și-l omoară și atât, că n-are ce se întâmplă. Doamne ferește, bă. Cred că zombii sunt mai proști decât villageri, sincer. Mamă, ce s-a... Bro, ce-a sărit. Deci, sincer, zombii sunt mai proști decât villagerii, dar au noroc că poate să atace. Bro, ce... LOL. De ce poate să fac asta? Deci, ce nu i-a apăsat. Lui frate meu, nu i-a apăsat deloc. Ești nebun, s-a dus direct, așa. Doamne ferește. Ia, ăsta cade, cade și el. V-am spus că o să cadă. Bă, graba strică treaba, bă, unde vă grăbiți așa? Ia să vedem. Asta e mai deștept, nu, cred că e mai deștept cățelul, come on. Ia să vedem, Enderman-ul, mama are nerf pe el direct. Direct s-a dus, Enderman-ul are mai mult IQ. Ia să vedem, ăsta, eu zic că trece ăsta. Sau nu mai trece, hai. Acum trece, trece. No, aveam încredere, bro, în el. Uite, știu că a murit. Da, cam toată lumea a avut 0 IQ. Cred că a avut urma Golemul și Enderman-ul au avut IQ, ceva de genul. A, și vulpea, vezi că și vulpea a avut destul de mult IQ, bro. Îmi plac vulpile Minecraft, ia uite, mamă, ce tare. Ok, respect și pentru vulpe, dați un like pentru vulpe. Deci ăștia trei au avut vulpea, Iron Golemul și... ălălaltul, Enderman-ul a avut IQ mai mare, restul cam pe zero, sincer. Și cam astea au fost fazele noastre, fraților, de 0 IQ sau de miliarde, de trilioane de IQ. Lăsați în comentarii faza voastră preferată, dați un like dacă vreți mai multe clipuri de genul ăsta și ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!